Festivalul Internațional de Teatru Nou va debuta în luna mai la Arad. Este vorba despre prima ediție a unui festival de teatru consacrat cu un format nou. Festivalul Internațional de Teatru Nou de la Arad va mai oferi, la fel ca și edițiile precedente underground pe care le ducem mai departe acest festival, va oferi ca de obicei o secțiune focus, adică ne vom concentra pe creațiile unui tânăr aflat pe val acum, l-am numit aici pe Eugen Jebeleanu, care va fi prezent în festivalul nostru, atât fizic cât și cu spectacolele sale, 3 spectacole extrem de interesante, realizate de o companie franceză. Festivalul Internațional de Teatru Nou, ediția 1, se va desfășura pe parcursul unei săptămâni și va pune în lumină spectacole neconvenționale care vor reda viziunea tinerilor regizori, dar și a celor consacrați. Prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Nou de la Arad combină, într-o manieră care sperăm să fie convingătoare pentru public și cu adresabilitate pentru o categorie cât mai largă de spectatori, spectacole de teatru nou. Ce înseamnă teatru nou? Este acel teatru, am spus eu, care am făcut selecția spectacolelor, acel teatru în care te regăsești. Teatru zilei de astăzi, teatru în care fiecare își poate regăsi pe scenă gesturile, hainele, situațiile, problemele, trecerea prin viață. Nu vor fi doar spectacole, ci și evenimente conexe. Ca și manifestări conexe ale festivalului, propunem publicului o serie de întâlniri cu niște muzicieni foarte interesanți. În încheierea festivalului, în 16 mai, seara, vom transforma Strada Mețianu într-un spațiu de concert, un lucru inedit pentru orașul nostru, după cum știți, unde vor concerta cei de la Night Losers. Festivalul Internațional de Teatru Nou va debuta în data de 9 mai cu un spectacol al Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara, în regia lui Tudor Șoimu.